mergem acum să ne și distrăm puțin la început de săptămână. Așa. Care început de săptămână? Nimeni nu reacționează. Ciucă, mă uitam la tine, erai doar pe Instagram. Deci nu te-ai prins. Bine că n-ai zis în weekend, da? Mă rog, haide să ne distrăm în stil cubanesc cu Mandinga. Ce zi, azi, repede? Miercuri. E sigur? Da, mă, așa e, la mijloc de săptămână. Mandinga! Bună, cum ești? Ce verde fosforescentă! Da, 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 da. Bună ziua, bună ziua! Bună. Ne întâlnim din nou cu Mandinga, de data asta în formulă completă, pentru că l-avem și pe prietenul nostru care s-a întors proaspăt de la coafor. Priviți exact cât de bine i-a ieșit, bă, cât de bine i-a ieșit. Să știi că primim o grămadă de întrebări dacă e părul lui sau... Oameni buni, ăsta e părul lui, el și-l face... O secundă, stai să vedem dacă e părul lui. Am aici o foarfecă. Trebuie să vadă oamenii că e părul tău, nu? Da, nu, dar uite, stai, numai o secundă. Îți dau voie să afli. Aici ți-a ieșit un pic chestia asta. Pot să tai un pic, să aranjez? No. Mergi pe mâna mea pentru că chiar știu ce fac. Nu se deșiră, nu? E foarte important aia, imagine de Nino. Mamă, ce tare e, frate. Nu se deșiră, nu? E bine. Deci oamenii buni, n-are perucă, n-are, eu știu ce ar mai putea să aibă, căciulă. E pur și simplu natural. Părul lui, natural. Mm-hmm. Pe cuvânt, dacă nu credeți, uite, puteți să trageți de păr. Nu, dacă se întâmplă cam des. Foarte tare. Da, ăsta ți-l aranjezi la un salon special, nu? Nu, eu sunt salonul. Nu cred, tu-ți faci singur chestia asta în cap? Corect. Păi și cum faci? Cu mâna. El e afro-normal și atunci iau pe bucățele. Nino, fă o demonstrare, demonstrare. Uite, dacă le desfac, se deface. Ia. Dacă le facem pe tot, se face rotund. Atunci, dimineața mă trezesc. Iau bucata așa. Bă, nu vine să crezi. Ia. Gata, acolo stă. Ia, poți să desfaci trei, să vedem cum e. Ia, să vedem. Deci, poți, deci. Băi, băiatule, bă. Că nu am acum oglinda. Da, lasă că e foarte bine. A, și așa. Așa. Și numai și... Nu, nu, nu. Fără gel. Fără fixativ. Fără gel, corect. Fixativ. Deci ai un păr senzațional, pe cuvântul meu. Da, mă, e foarte haios. Băi, deci uite, tu poți să-ți faci absolut orice coafiură vrei, nu? Da. Și în spate și peste tot? Și în spate e mai greu, dar... Cât timp îți ia să faci asta? Cred că jumătate de oră. Jumătate de oră? Mm-hmm. Ești foarte Cătălin, tare, Cătălin, crede-mă că am ajuns cu el în Spania. Da. Și era cât pe aici să pierdem cântarea, pentru că toți oamenii vreau să facă poză cu el. Direct. Da. Adică, bună ziua, vă rog frumos, o poză, ați cântat-o, să cântați bine, dar o poză, nu? Nu, pe stradă, da. Mă, poți să faci orice, adică... Multe chestii poți să fac cu foarte interesant. Foarte interesant, nu? Mui interesant, mă interesant. Mui. Mandinga, piesă nouă. Piesa nouă, Provocador. Provocador. Adică asta este a doua piesă, pentru că am mai cântat acum vreo două săptămâni o piesă. Exact, am scos acum cam 2-3 luni Săi de Cuba și acum Săi Provocador. Păi stai că nu am cântat acum 2-3 luni. Acum, am scos acum 2-3 luni și aici, în Măruța, am cântat acum 3 săptămâni. Da. 3 săptămâna. Da, da, da. Tău ți-am perfect, nu? Perfect, din ce în ce mai eu bine în România. Din ce ce mai fericită, da, eu fermă. La, 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 la. E ok? No. La tine... No. La tine nu e, nu... El e cu pătrățele. Dacă vrei poți să ridice tricoul, să vezi ce... Nu cred. Stai un pic, de obicei l-avem pe Banto de Santos de la Cluj. Îl știi? Banto dos Santos de la Cluj, cel care este super dansator de capoeira, super om. Și când vine ridică doar așa tricou și toate domnișoarele fac. Putem pentru toate doamnele și domnișoarele noastre? Ia, lasă trombonul, lasă trombonul. Se face la concert cu Tony. Oameni buni, în luna martie, pentru că astăzi este ziua internațională a bijuteriilor. Ai, mama! Atât! Ideea, știi, nu, lasă, rămâi așa. Ideea e că am crezut că omul doar ridică un pic tricou, știi? Adică, Doni, eu am crezut că doar ridică un pic tricou. E ok așa. Ai mai, ține-te microfonul. Nu, ai mai cântat la vreo emisiune de televiziune dezbrăcat? Prima? Da. Primiția. Ia, luați fetelor tricou! Băgați-l la mașina de spălat! Bun, aici cu ce ne lăudăm? Cu freza nu putem, cu mușchi. Aici doar cu instrument pe care îl folosim noi la nunți, dacă vrei, și la botezuri. Ăsta saxofonul, și?
Dacă vrei poți să-ți fac o reprezentare. Vrei să-ți cânte un trap? Ia, un trap la aia. Un trap. A uitat Ancea acasă. Mie îmi lipsește aici o componență importantă. Deci nu poți, nu? Deci nu pot. A venit fără planetară la saxofon. Ciupi, da, eu tu ce fiind bătrânul acestei formații. Exact. Pentru că tu ești de când s-a înființat Mandinga. Să uităm. Adică de acum 20 de ani. Da, fix. Cât? 17 ani. 17 ani, dar ești neschimbat pe cuvântul meu. Da, îți mulțumesc frumos. M-am mai îmbătrânit un pic. Nu se vede, cum mă trezeam înainte. Mă dau jos mai greu din pat. Perfect. Vrei să-ți fac o demonstrație? Tu cu la ce? Eu? Lucru mare e omenia. Mai de mai depres ca bogăția. Bravo, mă. Mandinga astăzi, oameni buni. O să ne și cânte. Mai dezbrăcăm pe cineva? Nu, te rog, să nu faci asta cu mine, că s-ar putea să îți pierzi audiența. Stai o secundă, a zis pe dumneavoastră? Ce? Da, uite, nu mai înțeles că eu nu prea vorbesc bine română și nu așa mi-am înțeles. Nu vorbesc bine română. Uite, să-ți explice, Barbara, ce s-a întâmplat astăzi înspre emisiune. Nu mai bine. Ce s-a întâmplat, Barbara? Înainte să vin aici, mi-ai dat tu noroc sau opus, mi-a rupt pantalonii. În fund, în funduleț. Sunt așa, în mijloc, pac. Da. Deci ai mers cu mașina, cu taxiul sau ceva. Și când te-ai plecat? Și că m-ai așezat acolo, pimpa, era cu telefon, am auzit eu ceva, am simțit mai rece și am spus, ui, se întâmplă ceva. Și efectiv se avea rupt. S-a întâmplat rupt? Nu știu, de la Maruța, de la emoții, s-a rupt ala. A explodat. Și stai un pic, adică când ai coborât din taxiul, aveai rupt tot? Da, nu, mi-a trebuit să mă întors. Eu m-am întors acasă, mi-a spus lui taxiul. Deci cum ai plecat din mașină? Cum ai zis? Da, așa, exact așa, taxiul, șofer facea un fiind de, t-ajut cu... Eu, nu, e ok. Șoferul a înțeles despre ce e vorba, nu? A înțeles perfect, mersi mult, șoferul dacă a avut acum. A avut o zi foarte bună, dacă e interesant. A avut o zi foarte provocatoare, ca și piesa. Barbara, întrebarea pentru Radu Ciucă, prietenul nostru care stă acolo, ca un cubanez, privește-l, da? E pe Instagram singur, Radu Ciucă. Radu Ciucă. Întrebarea e, prieten ai? Prieten? Da, iubit. Da. Ai venit și azi degeaba la muncă. Mă pune să întreb întotdeauna fetele frumoase dacă... Foarte bine, face foarte bine. Face foarte bine, mm-hmm, da. Dar face nimic, foarte bine, adică nimic. E ceva emoțional, dar nimic. Dacă e pe Instagram, poți să-i dai tag. Da, poți să-i dai tag, Barbara. Barbara Isasi, acolo sunt eu. Hai că am înțeles. Barbara Isasi? Isasi. Nu contează, căutăm Barbara Mandinga și dăm acolo like, tag și tot ce trebuie. Oamenii ăștia talentați, ne cântă astăzi, oameni buni. Mulțumim. Ce piesă? Mersi mult, provocator. Pune pantalonii. E, nu, acum e safe, Piesa se numește Provocador. Îmi place cum ești provocator. Da, că iar așa provocador. Ia cum? Provocador. 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 Perfect, Mandinga.
con tu cuerpo en mí.